Vremea reală a dat bătăi de cap locuitorilor din vestul țării. O nouă tornadă a făcut ravagii de această dată în județul Timiș. În județul Bihor, o furtună însoțită de grindină a distrus culturile oamenilor și a avariat acoperișuri și mașini. Meteorologii avertizează că după furtuni devastatoare urmează temperaturi extrem de ridicate. Vârtejul s-a format la vecini în Serbia, iar mai apoi a traversat granița. Fenomenul s-a dezlănțuit cu furie în mai multe zone ale județului Timiș. Vântul a suflat cu putere și au căzut bucăți mari de grindină. În urma lui au rămas culturi distruse complet și zeci de mașini au fost avariate. Scenariul s-a repetat și în Bihor. O furtună însoțită de grindină a lăsat în urmă pagube însemnate. Bucățile de gheață au fost mai mari decât oul de găină. Oamenii s-au trezit cu solariile și culturile distruse. Gheața le-a găurit acoperișurile și a spart geamurile mașinilor. Da, s-a spart geamurile la mașini. Nu la unul, la mai multe mașini. Deci au făcut pagube cam destul de mari. Din păcate, puțin dintre ei au asigurare și vor suporta din propriul buzunar reparațiile. După ce aproape toată țara a fost măturată de furtuni, ploile lasă loc caniculei. Va fi cald în toată țara, mai cu seamă în sudul, sud-estul și parțial estul țării, zone în care meteorologii au emis o atenționare cod galben de caniculă. Temperaturile vor urca până la 37 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor fi tropicale cu temperaturi ce nu vor coborî sub 20 de grade.